Mirosul apetisant de fasole și cârnați a împânzit Piața Unirii. Mii de ieșeni s-au așezat la rând după ce manifestările militare au luat sfârșit. Meniul festiv oferit de municipalitatea ieșenilor a fost de 5.000 de porții de fasole de cârnați, completat cu vin și ceai. Mihai Chirica, primarul Iașului, și artistul Ovidiu Lipan Țăndărică au împărțit ieșenilor fasolea și cârnați în Piața Unirii din Iași cu ocazia Zilei Naționale a României. Sănătate, mulți ani! Lasă-i să vină și alții! Uite, nu ăsta tine! Hai, poftim! Dacă n-ați mâncat până acum, asta e? La mulți ani! La mulți ani, România! Și ce zi e asta? Ieșenii au așteptat la un rând de câțiva zeci de metri pentru a primi o porție de mâncare, dar în final au fost mulțumiți. Mâncarea la cazan a fost apreciată ca fiind mai bună decât cea făcută în cantități normale acasă. Cum este fasolea? Foarte bună. Mai bună ca în celălalt an? Da. Este foarte bună, eu o duc la o nepoțică de-a mea care îi place extraordinar de mult și fiecare an așteaptă fasolea la cazan. Este fasolea o mâncare tradițională a românului? Da, este și este foarte bună. Și ne bucurăm pentru ziua de astăzi și să fim toți fericiți, să ne bucurăm de o viață bună, de sănătate și multe bucurii, să ne întâlnim ani mulți. Trăiască România și mulți ani la români! La cazan facem și noi acasă, dar nu-i ca asta când este la cazan. Așa este, datina. Directorul Direcției de Asistență Socială din Iași, Luminița Munteanu, a precizat că pentru pregătirea fasolei cu cârnați s-au ocupat 20 de bucătărese timp de 2 zile. Primăria municipiului Iași a pregătit pentru participanții de astăzi peste 5.000 de porții de fasole cu cârnați și porții de vin fiert. Acestea au fost preparate la cantina și la căminele din subordinea Primăriei municipiului Iași, peste 30 de bucătărese, lucrând 2 zile pentru a pune la dispoziție cea mai bună mâncare tradițională. Costul mesei tradiționale oferite de municipalitate cu ocazia Zilei Naționale a României a fost de 300.000 de lei.